Zile caniculare în toată țara. Temperaturile de afară sunt din cele mai ridicate. Nici Făgărașul nu este ocolit de căldura insuportabilă. Termometrele au indicat valori care nu au mai fost atinse în ultimii 60 de ani. Am crezut că perioada caniculară a trecut odată cu trecerea lunii iulie, când s-au înregistrat temperaturi cu maxima până la 40 de grade Celsius, însă nici luna august nu este mai răcoroasă. Ieri, la stația meteo din Făgăraș, au fost înregistrate maxime de peste 36 de grade Celsius. Ieri, de exemplu, maxima atmosferică a fost de 36,1 de grade în aer, iar la sol a fost 47,5 grade în cadrul stației noastre. Și astăzi câte? Astăzi la ora 11 deja sunt 28,5 grade Celsius în aer. Și se așteaptă și se așteaptă la temperaturi mult mai mari, adică în jurul valorii de 40 de grade Celsius în aer. Dacă afară este o căldură insuportabilă, asta nu i-a împiedicat pe făgărășeni de a ieși din casă pentru a face cumpărături sau pentru a-și rezolva anumite probleme. Nu prea am probleme cu sănătatea. Păi și totuși ați ieșit la ora. Am ieșit că am probleme și de ea. Destul de greu, da? Ce să facem? Trebuie să ieșim din casă. Știți că nu este indicat să ieșiți la ore din astea? Păi nu e, dar trebuie să facem și cumpărături. Mergem mai pe la umbră. Ne trebuie medicamente, ne trebuie mâncare, să luăm, ce să facem? Eu destul de bine, destul de bine. Sunt 28 de grade, nu știu, dar eu destul de bine, nu. Eu le supor, dar alții cam greu, foarte greu. Nu este indicat la această oră să ieșiți în oraș. Știu, dar e necesar. Totuși, în această perioadă caniculară trebuie să ținem cont de sănătate și de aceea nu trebuie să uităm de sfaturile medicilor. Pentru a evita apariția unor episoade neplăcute în starea de sănătate, ar trebui avut în vedere următoarele măsuri. A nu se circula prin oraș decât dacă este neapărat nevoie între orele 11 și 18, cu o sursă de hidratare la îndemână și cu capul acoperit. Iar pentru copii și bolnavi cu afecțiuni cronice, ar trebui să nu-și neglijeze cei cu boli cronice tratamentul și să evite expunerea la radiațiile solare, care au o valoare foarte ridicată în zilele acestea. Așadar, pentru a nu avea probleme de sănătate, făgărășenii și în special persoanele vârstnice sau bolnavi trebuie să respecte întocmai recomandările făcute de medicii specialiști.